Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la al treilea episod din podcast. Eu sunt Tudor Atanasiu, gazda dumneavoastră, și în acest episod îl avem invitat pe Constantin Cojocaru, un grafician 3D foarte talentat și unul dintre puținii graficieni cu care m-am intersectat în primii ani de TV și pe care stresam mai mereu cu întrebări despre 3D Max. De curând, Costi a creat împreună cu soția lui un brand care se numește Color și care are o poveste tare interesantă. Haideți să-l ascultăm! Bine ai venit, Costi! Bine te-am găsit! Am văzut pe contul tău de Dribbble, by the way, pentru cine nu știe, Dribbble este un site unde artiștii își postează operele creative. Și tu, Costi, ai niște proiecte foarte mișto acolo, o să las un link în descrierea acestui podcast, să-l acceseze toată lumea. Și ai scris că ești 3D generalist drifting across 2D. Ce reprezintă? Da. De-a lungul timpului am avut mai multe interese vis-a-vis de partea asta grafică și vizuală, tot ce înseamnă multimedia. Curiozitatea principală cu care am început a fost Photoshop-ul, inevitabil Corel-ul, care Illustrator-ul nu era foarte dezvoltat, dar m-a atras destul de devreme latura 3D a lucrurilor. După un timp îmi place să le mixez cumva, să mixez 2D-ul cu 3D-ul și să fie așa o joacă continuă, să nu mai existe granița între doar 3D, doar 2D. Cred că asta am vrut să spun. Asta am vrut și eu să te întreb, dacă combin 3D-ul cu 2D-ul. Da, mi se pare că ies lucruri mai umane, mai calde câteodată. Îmi place foarte mult. Cum ai căpătat pasiunea asta pentru animațiile 3D? Sincer să fiu, în perioada de la prima oară pe partea de grafic am lucrat la MTV. Super. Am lucrat la revista MTV și cumva eram separat de departamentul de grafică, oarecum. În fine, și fiind separat, așa mai trăgeam cu ochiul la ce făceau ei. Toată lumea avea senzația că animațiile de la MTV România veneau din Anglia sau din alte țări, în fine, din afară. Dar pur și simplu nu era adevărat. Multe erau făcute in-house de o echipă de 4 sau 5 oameni. Doi din ei erau specializați pe 3D și aveam și un creative director care ghida toată orchestra asta. Și au chestii foarte faine și mă uitam așa, băi, aș vrea așa să fac chestiile alea într-o zi, să ajung să mut obiecte, să nu știu. Părea o poveste fascinantă și... M-a prins. Da. Și totuși erau câteva persoane, adică 4-5 persoane care se ocupau de toate procesele astea dintr-o animație 3D. Mă gândesc că ai procesul de modelare, lumini, animație, texturizare, cred că sunt mai multe. Și asta vreau să te întreb și pe tine. Ai început la un moment dat să faci și tu 3D pentru că ți-a plăcut. Este un job pentru o singură persoană? Dacă vrei să fii generalist, da. Adică, cumva, n-am putut să-mi canalizez curiozitatea doar pe latura 3D-ului, să fiu doar modelator sau doar om care face texturi sau rigging. Pur și simplu, văzând lucruri faine făcute de alții, cred că asta a fost și un drive foarte puternic, am zis, băi, eu vreau să fac și eu chestia aia, știi? Cu tot ce implică, chiar și cu lumini, shader, toate nebunile astea, render, care iar e, în fine. Și eu un job de o persoană, dar sunt momente în care pur și simplu îți pui întrebarea, mă, dar acum a făcut singur de capul lui chestia aia? Și până acum răspunsul pe care l-am a fost doar perseverența. Nu știu ce să zic altceva. Corect. Adică, asta este cel mai important. Și oricum, ca să poți să mergi pe o nișă, pe modelare sau pe texturizare, trebuie să le încerci pe toate la început. Așa mă gândesc. Da, am mai fost și la un workshop ținut de cei de la Ubisoft, la MNAC acum mulți ani. Și au venit câțiva oameni din industria jocurilor și spuneau că, într-adevăr, sunt oameni care fac doar texturi, dar le fac cu o viteză impresionantă. Ori eu, ca generalist, sigur că am presiunea deadline-ului unui proiect, dar nu creez o lume din Egiptul antic sau în jumătate de oră, știi? Adică no way. Se pare și foarte burnout. Intervine burnout după chestiunea asta. Am văzut că ești cu mai mult cu texturile flat. Nu ești ceva
Da. Și mie îmi place foarte mult genul ăsta de animație. Și de... La mine partea cu texturile flat a venit din cauza faptului că nu știu să desenez, e și o frustrare cumva, adică desenul 2D nu m-a prins decât la nivel de schiță, mai departe să dau caracterul unui desen 2D, da. Nu prea am, n-am avut training ăsta, lucrez la el ce-i drept, dar încă nu m-a... Nu ești singur și eu sunt la fel, cred că sunt mai rău la desen decât tine. Facem un concurs de desene oribile dacă vrei la un dat. Cu siguranță trebuie să încercăm. Care este programul preferat 3D și de ce? Sincer, am programul meu preferat de 3D, un program pe care nu-l știu și aș vrea să-l învăț, Houdini. Dar foarte des lucrez în Cinema 4D și 3D Max în funcție de proiect. Chiar am vorbit data trecută cu un artist al efectelor vizuale, Alex Dexter îl cheamă, și îmi spunea că Houdini este un program foarte, foarte complex, la modul că acolo nu există nimic automatizat, trebuie să le faci tu pe toate mai de mână. Și trebuie să știi și foarte multă programare ca să te bagi în Houdini. Da. Probabil că poți să faci și mai multe cu el. Da. Din ce am văzut pe tot așa pe net, da, e foarte complicat, dar rezultatele sunt fascinante. Și mai exact cu Houdini, ce vrei să faci? Tot astfel de animații sau să te duci într-o altă direcție? Cu Houdini am văzut că se pot face foarte ușor simulările. Simulările, da. Da. Și e destul de realist. E o curiozitate, nu știu, poate nu o să mă prindă, dar momentan sunt curios. Ce spui de Maya? Maya este o încercare mult mai veche. În perioada când am deschis prima oară 3D Max, am deschis și Maya și n-am înțeles interfața. Maya cumva o încadrez în zona ZBrush, a cărei interfață tot așa m-a năucit. Am văzut, am lucrat câteva personaje în ZBrush. Am văzut ce poate face, este de-a dreptul genial softul, dar cum spunea un trainer de la cursul de Substance, am făcut un curs de Substance și spunea super. Că da, ZBrush-ul a fost conceput de cineva care nu trăia în lumea asta. un vultur solitar, nu avea nicio legătură cu nimic, adică să scoți un soft care are interfață total diferită doar de dragul de a fi diferit, mă rog, nu știu cât e de practic. Da, chiar eu n-am apucat să lucrez în ZBrush, dar știu că cu el făceai textura sau nu textura, făceai riduri la piele, nu? La da, e modelare organică, dar așa, da. Cumva s-a extins și pe partea de hard surface și da, e foarte tare, e super complicat și de la an adaugă noi feature-uri și ai senzația că dacă deja nu știi softul la anul, chiar nu o să-l mai știi pentru că adaugă chestii noi care se bazează pe lucrurile vechi și tot așa, se adâncește propasia între mine și program, dar pentru că sunt câteva lucruri care le pot face și îți dă o senzație de libertate oarecum din cauza brush-urilor și opțiunilor. Da, 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 asta e important. Cu cât ai mai multe, cu atât poți să faci și mai multe, dar devine și mai complicat. Da, și cumva mi-a lăsat senzația că este foarte, nu știu cum să spun, hardware friendly, adică prima oară l-am deschis pe un calculator care era groaznic și tot mergea, nu știu, e fascinantă tehnologia din spatele lui. Hoste, este o fată care s-a înscris la cursul de After Effects pe care l-am creat anul trecut și vrea să facă animații, îi place domeniul. Acum oscilează între 2D și 3D, dar se gândește și la partea financiară, mai ales că o să fie freelancer pentru început. Întrebarea mea este, sunt de viitor animațiile 3D? Și dacă da, care sunt primii pași pe care trebuie să-i faci atunci la început de drum? Eu cred că sunt de viitor animațiile 3D, doar că cumva trăiesc cu sentimentul că piața la noi este destul de mică. Am senzația, adică nu că am senzația, statistic vorbind, mi-au fost cerute mai multe animații 2D. Animații 2D mă refer cu personaje, nu mă refer la
animații basic, infografice animate, data vizual. Da, 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 infograficele și astea sunt cel mai mult mi s-au cerut pe partea de 2D și animațiile cu personaje. Pe partea de 3D cresc costurile. Absolut. Iar cred că șansa cea mai mare e să lucrezi într-un studio, să faci un internship într-o casă de producție care are și departament de 3D și sunt câteva la noi destul de mari care au lucrat la proiecte foarte faine, dar cu clienți din afară. Cumva clienții de la noi, ca freelancer, dacă îi zici bugetul unui proiect de 3D cu care ține de rigging sau modelare sau nu știu ce, chiar dacă îi explici, îi pui într-un tabel, uite, modelarea te costă 100 de euro, nu știu, animația încă 200, renderul încă 100, se adună, știi, și sunt chestii din astea micuțe. Și când vede suma finală, nu avem buget de așa ceva. Și asta zic, că îi trebuie să insiste sau să facă un internship sau eventual să fie freelancer pe internet cu clienți din afară. Din afară. Sau să poată să înceapă cu 2D și ușor să crească spre 3D, cum ai început și tu, nu? Da, da, da. E o idee bună. Oricum, principiile se leagă și sunt cam aceleași. Chiar dacă la 3D se complică treaba cu... Mai e o axă pe care de care trebuie să ai grijă. Da, da, o axă și multe keyframe-uri. Da. 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 Hai să vorbim puțin despre pagina ta de Facebook, Color, care de fapt este un joc de cuvinte. Color. Da, nu? Da, este Co de la Constantin și Lor de la soția mea, Loreta, cu care am făcut un studio. Super tare. Unde-s doi, puterea crește. Da, așa este. Despre ce e vorba? Noi ne cunoaștem de foarte multă vreme și fiecare din noi are alte skill-uri. Eu sunt pe partea asta mai tehnică, mai 3D, mai, nu știu, aș putea să-i spun mai rigidă, nu mă deranjează. Iar ea este pe partea de ilustrație, pe partea de artist, este foarte jucăușă, experimentează foarte mult, ies niște chestii foarte vibrante. Și la un moment dat aveam frustrarea asta că atunci când lucrez singur pe un proiect, dacă proiectul e mai de durată, mai de termen lung, am avut la un moment dat un proiect de jumătate de an, a fost ceva o nebunie. Te consumi, pur și simplu, după 6 luni de lucrat la un proiect, ai nevoie de o pauză serioasă, sănătoasă. Ori sunt și genul care atunci când are un proiect mai lung, se implică și se izolează, știi? Și... Noi doi semănăm foarte mult la partea asta. Și eu sunt la fel. Și o persoană în plus cred că te ajută într-adevăr foarte mult. Da, 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 te scoate din starea aia de rutină, în primul rând. Are un input creativ, are o viziune total diferită și câteodată îmi luminează ideea în sine, știi? Adică am nevoie de un ochi critic care să vadă din exterior câteodată fără să fie implicat într-un proiect. Și totodată același lucru pot să-l spun și eu de proiectele la care lucrează. Și mă rog, ne-am prins de chestia asta destul de greu, ce-i drept. Te rog, și am făcut un duo în care am zis că proiectele pe care le luăm le lucrăm împreună, chiar dacă sunt doar de 3D sau mixt între 2D și anime și 3D, le lucrăm împreună și într-adevăr ies chestii mai, din punctul meu de vedere, mai faine. Curiozitatea noastră nu s-a rezumat doar la animații și ilustrații și am mai avut un proiect de design de obiect, tot așa o curiozitate modelată inițial în 3D, în 3D Max, pe care l-am materializat într-un obiect fizic și am fost cu el la Romanian Design Week, la Vienna Design Week. Ai făcut asta cu 3D printerul? Sau... Da, am printat un obiect la dimensiuni mici în Olanda, iar am făcut matrițe din acel obiect și la un moment dat ne-a venit ideea, hai să-l facem la dimensiune de un metru, de ce ne chinuim cu 5 centimetri. Și cum, dintr-un obiect creat în 3D, cred că OBJ trebuie să scoți de acolo, nu? Da, suportăm mai multe, STL-uri, FBX-uri, în fine, e o diversitate, nu se mai oprește nimeni doar la OBJ, știi, poți să exporți cam ce vrei. Super. Și viziunea echipei, unde, care este? Unde vreți să ajungeți cu Color?
mă gândesc așa, chiar dacă este un joc de cuvinte, reprezintă varietatea de culori în care notați, cum să zic. Da, da, e foarte bună ideea. Da, cam așa este. Și am observat că v-ați inspirat din galeria de artă Tate, din Londra, dacă nu mă înșel, nu? Da, asta a fost o pur și simplu o întâmplare. Am fost la Bienala de Design din Londra și am văzut că era o expoziție despre culori, fix în perioada în care noi ne făcusem logo, aveam stickere, știi, eram așa, la început de drum, cam cu asta am început Trill și logo. Și am zis, iau de ce tare, deja există tema asta și în alte ramuri, știi, în fine. A fost o coincidență plăcută. Ceva planuri de viitor? Planul de viitor, momentan, de vreo 2-3 luni, cam așa, ne-am deschis un sediu fizic, oarecum. Wow, pe care intenționăm să deschidem cam o dată pe săptămână, să vină lumea să poată mai eventual să interacționăm cu alți oameni, pentru că tot așa, în timpul săptămânii fiind destul de ocupați, ne cam izolăm, adică intrăm în work pur și simplu, da. Noi doi interacționăm, dar ne izolăm față de alți oameni și socializarea e destul de importantă până la urmă, că nu poți să trăiești singur pe lume, n-are niciun farmec. Așa și este. Vinerea, mă rog, ne-am făcut un program, am zis să deschidem și partea de shop în care mai vindem tricouri, printuri și ce mai avem pe aici și intenționăm să dezvoltăm studioul momentan. Foarte tare. Și aveți un site în care lumea să vină și să vadă și apoi să vină la shop? Avem un site pe care avem afișat doar reel-ul. E destul de greu partea contabilicească, să zic așa, a unei firme. Știți? Și momentan suntem în etapa în care învățăm să ținem o gestiune, să, mă rog, să... Mi-e mai greu să gândesc și ca un contabil, să zic. Eu cred că este o idee foarte bună asta cu să aduci oamenii în studioul tău, pe lângă faptul că socializezi, dar în felul acesta te pot vedea și clienții mai bine, poți discuta cu ei și îți poți lua mai multe proiecte. Da, categoric. Cum îți iei cel mai rapid proiectele? De pe internet sau fizic îți dai întâlnire cu oamenii sau te caută oamenii? Au fost multe proiecte din recomandări. Au venit proiecte și de pe internet, de pe Instagram, de exemplu, o surpriză plăcută. Cumva, în cazul Loretei, lumea a văzut ce face și a zis, hei, dar vreau și eu chestia faină, știi? La un moment dat a făcut chiar o felicitare de Crăciun și lumea a zis, foarte mișto, poți face și eu. Da, fost așa. Ai multe de arătat și multe de spus. Cum te pot contacta ascultătorii? Păi pe site-ul, nu știu, pe mail, pe... O să lăsăm niște adrese de mail dacă vrei. Sigur că sau site-ul color site. În descrierea videoului și acolo sunt toate datele. Super! Îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația să stăm de vorbă. A fost o mare plăcere să vorbim și îți doresc mult succes în continuare cu Color. Mulțumesc mult! M-ai surprins foarte tare cu invitația ta și de-abia aștept să ne vedem și în real life. Și eu! Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Eu sunt Tudor Atanasiu și ne vedem în curând la un nou episod. Până atunci, nu uitați să aruncați o privire pe cursurile online de editare video și grafică animată de pe tudoratanasiu.ro. Vă doresc o călătorie cât mai creativă!